Aproximativ jumătate de milion de lei au costat vizitele internaționale ale președintelui Maia Sandu în 2021. Potrivit rapoartelor publicate de președinție, cele mai scumpe vizite au fost la New York, Strasburg și Berlin. Cel mai puțin au costat deplasările în statele vecine, la București și Kiev. Anul trecut, președinta Maia Sandu a mers în 14 deplasări oficiale peste hotare pentru care s-au cheltuit 499.000 de lei. În ultimile trei luni ale lui 2021, cheltuierile au constituit 39.500 de lei. Aproape jumătate din acești bani a mers la achiziționarea biletelor de avion, mai exact 18.400 de lei. Cea mai scumpă deplasare a fost la New York în septembrie 2021 la adunarea generală a Națiunilor Unite, 78.600 de lei. Biletele avia pentru Maia Sandu și consiliera sa, Cristina Gerasimov, au costat 49.600 de lei. Pentru trei zile de cazare și diurne s-au plătit 29.000 de lei. În cazul sesiunii adunării parlamentare a Consiliului Europei din luna aprilie, costurile depășesc 71.000 de lei. Biletele de avion pentru cei patru membri ai delegației au ajuns la aproape 50.000 de lei. Cazarea și diurnele au trecut de 30.000 de lei. Deplasarea la Berlin este a treia cea mai scumpă, 66.400 de lei. Doar pentru biletele avia s-au plătit 46.200 de lei. Restul a mers la cazare și diurne. Asta pentru o delegație de patru pe Persoana. Cele mai ieftine deplasări sunt cele din luna octombrie la București și Kiev, la care Maia Sandu nu a participat, dar a trimis câte un delegat. Doar 1.200 de lei a costat deplasarea la București și 4.300 la Kiev. Totuși, cea mai ieftină vizită a Maiei Sandu peste hotare s-a produs în luna noiembrie la București și a costat 4.500 de lei pentru 4 persoane.